un loc memorabil la Chișinău, strada Maria Dragan. O parcare la intrare, poți vedea cum apune soarele deasupra Chișinăului. Teren de joacă pentru copii într-un capăt și în altul. Și aici un fel de belvedere. O terasă, o platformă de observat orașul. Capitala Republicii Moldova. Al doilea oraș românesc ca mărime. Cu spatele la răsărit, cu fața spre asfințit. Există și telescoape, lunete, nu știu ce sunt astea, cel puțin 3 sau 4 și văd că accesul e liber, gratuit. Deocamdată au supraviețuit, nu-s defecte. E prima dată am auzit de locul ăsta. Noroc de Igor Fediuș că m-a atenționat. Accesul e gratuit și poți vedea orașul. Iată, cam așa. Dar na, probabil ziua când bate soarele dimineața din direcție opusă, se vede mai clar acum e ceață. Și nu se vede foarte bine. Deci strada Maria Dragan, ciocana Chișinăului. Vine troleul 16 până aici. Chiar dacă nu sunt linii de troleibuz, el vine cu barele cele coborâte. Am văzut adineauri trecând și într-o direcție și în alta.